Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne că suntem din nou față în față cu dumneavoastră și de data aceasta cu o temă de interes, bineînțeles, și să spunem la zi cu situația noastră, cu viața noastră în aceste vremuri de pandemie. Așa că astăzi vom discuta despre cursurile online, experiența unui an în fața ecranului și, bineînțeles, o vom face împreună cu un invitat deosebit, o deosebită și distinsă doamnă. Îi spunem bun venit doamnei profesor Universitatea Dr. Ecaterina Banciu, profesor la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și președinte al Festivalului Internațional Sigismund Toduță din Cluj-Napoca. Stimată doamnă profesor, bine ați revenit la noi în emisiune. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara! Mă bucur să ne revedem după o perioadă de liniște, să zicem așa, în zona aceasta a muzicii. Cel puțin noi de o perioadă, să spunem, bună de timp, nu am mai tratat tema aceasta a educației, a educației muzicale și, bineînțeles, a muzicii în general, pentru că și la noi condițiile au fost deosebite în ultima vreme. Am avut o oarecare pauză de a filma aceste emisiuni datorită pandemiei acesteia, care într-un, să spunem așa, mod direct și indirect ne-a afectat și pe noi. Dar mă bucur să vă revăd, să spunem așa, în formă, la fel după o zi de muncă, și cu drag reluăm astăzi împreună cu dumneavoastră seria aceasta de emisiuni care implică, bineînțeles, educația, în special apoi educația muzicală și, bineînțeles, pornind de la această, să spunem, introducere, n-aș putea începe fără să vă întreb ce mai faceți, cum sunteți acum la un an de pandemie și mai ales după o zi de muncă. Astăzi știu că ați fost la școală. De fapt, ați predat cursurile. Acum nu știu dacă ați făcut-o de acasă sau de la școală, dar vreau să vă întreb cum sunteți și cum vă simțiți așa după o zi de muncă și apoi după un an destul de dificil. Mulțumesc de întrebare. Mă simt într-adevăr foarte bine. Am avut 4 ore de cursuri și sunt cursuri intense pentru că mi-e pagubă de fiecare minut în care îi părăsesc pe studenți. Deci am devenit un fel de mentor pentru unii, sper că reușesc să rămân foarte constantă. Am de fapt un principiu pe care îl recomand și altora, este labor omnia vincit improbus, adică munca susținută le învinge pe toate. Este Publius Maro Vergilius, deci un latin. Îmi e foarte drag acest dicton pentru că am credința că această muncă susținută, disciplinată și, bineînțeles, făcută și cu bună dispoziție, reușește să ne facă învingători. Da? Să trecem peste tot ce nu ne place, tot ce trebuie să treacă odată. Așa este și această situație. Mai ales acum în această situație în care practic suntem puși la test cu ființa noastră, cu mintea noastră, cu fizicul nostru. Absolut toate resursele sunt puse la un examen major, acela de a rezista și de a merge mai departe. Am avea, spune noi, 1001 de motive să cedăm, să renunțăm a mai face ceea ce făceam înainte cu drag, n-a mai merge la școală, n-a mai învăța, n-a mai studia, dacă vorbim de educația muzicală și de tot ce înseamnă școală. Dar iată-ne că, așa cum spuneați dumneavoastră, până la urmă trebuie să ne găsim fiecare dintre noi puterea de a merge mai departe, de a pune toate eforturile și de a continua să credem că vom trece cu bine și, bineînțeles, viețile noastre se vor întoarce la normal. Mă bucur să aud vești bune de la Cluj, în special de la dumneavoastră și tema de aceasta pe care astăzi o vom discuta este o temă care, dacă veți uita așa în spațiul acesta online, veți găsi foarte multe discuții. Așa că, stimați telespectatori, împreună cu doamna profesor am îndrăznit să abordăm tema aceasta din mai multe perspective. În primul rând, ca oameni, apoi ca și cadre didactice,
Eu pot spune ca și părinte, de asemenea trec prin experiența aceasta. Până la urmă, noi suntem oameni și orice am face, activitatea aceasta online are efectele ei. Vom încerca să aflăm împreună cu dumneavoastră, stimată doamnă, care sunt, să spunem, cele mai vizibile efecte pe care școala aceasta, pe care timpul acesta pe care noi îl petrecem în viața virtuală, în lumea virtuală, ne afectează, pornind de la cele mai simple, să spunem, activități. Până la urma urmelor, trebuie să ne facem treaba, așa că soluția aceasta a învățământului online, a învățământului la distanță, fiecare de la casa lui, fiecare din locul său confortabil, se întâmplă, are ceva rezultate și vom vedea care sunt rezultatele și vom vedea cum ne afectează. Haideți să o luăm așa încet. În primul rând, dumneavoastră sunteți un profesionist în muzică. Nu veniți din zona aceasta tehnologiei, cum probabil cei mai tineri. Știți, tot cei care s-au născut în ultima vreme, generația aceasta Z, se spune că s-au născut cu terminalul sau cu device-ul în mână, cu laptopul, cu telefonul mobil, cu tableta, așa că ei din naștere probabil au niște abilități simplu. Noi, generația asta care a mai trecut și prin alte vremuri, ne-am născut într-o altă epocă, suntem puțin mai, să spunem așa, am fost, sau suntem puțin mai reticenți și mai greu de acomodat cu tehnologia aceasta. În primul rând vreau să văd cum vedeți dumneavoastră acomodarea la tehnologie în primul rând și apoi vom vedea cum e cu cursurile online. Cum v-ați simțit dumneavoastră când ați fost nevoiți față în față să puneți mâna pe aceste echipamente și încercați să le dezlușiți și să vedeți cum le puteți folosi? Să încep cu o amintire. Noi, generația noastră, am fost pusă la încercare. Amintiți-vă că în anii 80 se întrerupea lumina când nu te așteptai. Era frig în clasă, eram îmbrăcați în cojoace și cu mănuși pe mâini. Și temele copilul meu și le-a făcut de multe ori și la lampa cu petrol. Așa că pe noi, să zicem, această modernizare a expresiei nu ne sperie. În prezentările noastre la simpozioane am apelat deja din 2004 la programe PowerPoint. Deci suntem familiarizați. Muzicologii în special aveam de prezentat la simpozioane lucrări, ori ca să fie aceste lucrări interesante, trebuia să ne înarmăm cu înregistrări muzicale, pe lângă imagini captate și proiectate. Deci să zicem că avem o serie de înlesniri datorită a aproape două decenii de practică. Într-adevăr, ne-a surprins trecerea aceasta după ecran. Noi suntem, de fapt, ca niște actori. Deci apărem în scenă, apărem în sala de curs și avem o mișcare oarecum fluentă printre studenți. Nu prea cred în susținerea unui curs doar de la catedră și lecturat sau dictat materialul, nu. Toți avem cursuri, le punem la dispoziția studenților, iar la oră încercăm să facem altceva. Deci să încercăm să dăm viață tuturor celor scrise. Deci nu este o retrăire a cursului. Nu cred în așa ceva. Așa că fiecare curs va avea o notă aparte. De aceea, brusc, lipsită de mișcare aceasta printre studenți, să le văd ochii, să le văd reacția, să le văd entuziasmul la cele spuse sau cele oferite, a fost un șoc. Dar încercăm să vedem partea plină a paharului, ne continuăm munca. Și să știți că pentru astăzi am adus câteva dintre opiniile studenților mai mari, deci mai maturi, care chiar au lăudat acest lucru. Deci printre părțile pozitive ale acestei activități au remarcat și faptul că
sunt fericiți că am putut să continuăm studiile. Deci trebuie să vezi și optimismul acesta și încrederea că nu pierdem anii, nu pierdem timpul, ci încercăm să construim altfel. E adevărat, este o școală altfel, este un învățământ altfel, dar nu este lipsit de esență. Eu mi-am pus niște întrebări, să știți, pentru astăzi și poate aceste întrebări vor necesita răspunsuri. Încerc să le dau și răspunsuri. Nu sunt convinsă că epuizez. O primă întrebare ar fi următoarea. Cursurile online reprezintă o soluție viabilă sau de compromis? Deci vor fi folosite oare și după încheierea sau nu? Și pentru a fi o soluție viabilă, deci ca să putem continua eventual cu cei care nu pot altfel să participe la cursuri, va fi pregătirea materialelor din timp, o organizare foarte bună, judicioasă, ritmicitate, deci să fim consecvenți și, bineînțeles, trebuie și o carismă a profesorului. Pentru ca să te suporte cineva 2 ore în față și să fie atent, este chiar un meci dificil. Ceea ce trebuie să faci, trebuie să ai acel material prin share screen, să observi, să oferi reacția studentului și să schimbi de fiecare dată când crezi că atenția i-a cedat. Asta o făceam, să știți, și la cursul. Citisem undeva că un ascultător rezistă vreo 20 de minute să fie atent, după care atenția ei se dispersează. Și atunci trebuie schimbat. Trebuie schimbat ceva în regie. Dai curs unei surprize, unui exemplu muzical, o poezie, imagine din arhitectură. Deci ceva oferi cu care să întrerupi acel moment critic și trebuie să continui. Deci cam asta ar fi o primă întrebare. La a doua întrebare. Care vor fi efectele în timp, pe termen lung, ale acestei perioade? Păi eu nu văd numai părțile bune. Bineînțeles, le vom număra și pe acelea, dar văd și o dependență de tehnică, o înstrăinare de instituție. Asta m-ar durea foarte mult. Știu cu cât drag urcam scările și coleg coboram și în studenție și după anii petrecuți în altă parte și revenind la Academia de Muzică. Mi-erau atât de dragi. Și pe undeva nu cred că sunt singura. Cred că tuturor studenților le pare rău după acest contact fizic cu treptele, cu sălile de clasă, cu băncile în care stăteau, cu fizionomia colegilor, al profesorilor, a profesorilor. Deci este un lucru care doare. Doare deocamdată. Încercăm să compensăm prin multă muncă, cât mai atractivă, cât mai diversă, ca să abatem atenția, să nu se gândească, sau să se gândească, dar puțin, să n-aibă timp să se dezmeticească. Deci, schimbarea. Cam cum se fac acum filmele, ați văzut, se schimbă foarte, foarte des cadrul. Deci nu sunt scene lungi cu discuții, cu schimburi de păreri. Nu. Nu se mai fac filme din acelea. Se fac filme la care aproape în fiecare secundă, minut se întâmplă câte ceva. Deci se evită rutina plictiseala din start. Tocmai pentru a da senzația celui care privește că de fapt asta e realitatea. Lucrurile se schimbă cu atât de mare viteză și în viața reală. Ați văzut, suntem în era vitezei,
lucrurile au luat așa un avânt nemai întâlnit. Viteza cu care se întâmplă lucrurile în viața noastră e atât de mare încât ne e greu să ne obișnuim, să câteodată chiar să ne acomodăm viața la această viteză, și asta se vede și în realitate. Iar cred că dumneavoastră, prin ceea ce faceți, aveți o calitate în plus. Acea chemare de a fi dascăl, de a da mai departe, vă determină să vă acomodați, să vă adaptați stilul de a vorbi, de a face, de a vă apropia de cei care vă ascultă, într-un mod, să spunem așa, providențial, astfel încât să fiți apropiat de studenții dumneavoastră și mai mult să continuă, ca ei să continuă să vă asculte și atunci când, într-adevăr, după o oră și ceva sau știu două de curs, vine oboseala și la un moment dat lipsa de atenție își face prezența. V-am spus că asta este practic rezultatul acelor ieșiri la rampă ale noastre, acele simpozioane la care trebuie în 20 de minute să prezinți un subiect cu exemple muzicale, cu tot, cu citate și să faci această prezentare cât mai plăcută. Ori asta presupune o pregătire de luni de zile. Deci până ieși la rampă, este o acumulare de material, de bibliografie, de material auditiv. Deci lucrăm tot timpul cu materie vie, cu materie care se schimbă și care se reînnoiește. De pildă, și în interpretare avem tot timpul înregistrări noi cu anumite lucrări muzicale. Încercăm să le prezentăm și pe acelea. Deci și tehnic, și stilistic, interpretativ, toate se cizelează, devin mai perfecte sau mai aproape de perfecțiune. Ori această vânătoare, că pot să-i spun așa, o vânătoare, dar o vânătoare în sensul pozitiv a lucrurilor perfecte, ne însuflețesc aceste ore. Deci, practic, eu am observat că studenții le așteaptă cu nerăbdare, sunt acolo și eu sunt foarte punctuală. Deci am o mare admirație pentru ritmicitate. De fapt, cred că asta m-a ajutat să trec foarte ușor peste această încercare de rupere cu studenții. Mi-am bătut capul în momentul în care s-a făcut această retragere, da, din viața reală, în viața cu ecran. Cum pot eu să lupt împotriva ruperii? Împotriva ruperii a fost ritmicitatea. Da, aveau studenții oră de la 12, bun, la 12 fără 5 le trimiteam linkul. Înainte să ajungem aici, te trimiteam prin WeTransfer materialele. Deci lucram înainte, făceam tot ce trebuia și le puneam porție. Porție de teorie, porție de audiție, porție de conspect. Deci aici am devenit oarecum poate mai pretențioasă, mult mai pretențioase decât înainte. Și înainte aveau de stabilit un portofoliu amplu pentru a putea să fie evaluați, dar din momentul în care am avut aceste restricții de viață reală, le-am plusat. Nu foarte multe și nu foarte lungi teme, dar în fiecare oră câte o felie. Deci să nu simtă deloc că au fost părăsiți, să nu simtă deloc că nu sunt luați în considerare sau că de la ei nimeni nu mai așteaptă nimic. Nu. Deci aveau porție și să știți, le-am cerut la un moment dat, am vrut să simtă un pic de severitate, un pic de, cum să vă spun, seriozitate în tot ceea ce le ceream. Le-am spus așa, cei care se vor achita în decurs de o săptămână de tema, de trimiterea temei, vor avea 10 pentru tema respectivă. Deci un bonus, cum s-ar spune. Dacă întârzie cu o săptămână, deja scade un punct. Am fost un pic rea, recunosc. Dar vă spun, m-am trezit, eu am 200 de studenți, m-am trezit cu mail-uri, cu temele
rezolvate. Ca să nu fiu nerecunoscătoare, le-am răspuns la fiecare. Da, este bine. Aici ar fi trebuit să faci cu tare și am 200 de mail-uri pe o săptămână. A fost, ce să spun, și asta s-a perpetuat. Uneori credeam că nu mai rezist când aveam ceva urgent sau simpozion sau comisie, le mai spuneam, acum o săptămână, două, mă lăsați în pace, o să vă răspund după ce termin și eu obligațiile obișnuite. S-au obișnuit studenții cu această cerință și să știți că am văzut că și colegii mei la fel au procedat, deci pentru a elimina stresul și situația de depresie, i-au încărcat un pic, poate un pic mai mult pe studenți, dar nu s-au plâns. O întrebare. Nu s-au plâns. Spune-te. Asta e bine. Chiar vreau să vă întreb despre faptul dacă ați simțit cumva ca și feedback din partea lor o stare dintre aceasta de să spunem, de saturație, de pentru că cerințele sunt cam la toți profesorii simt la fel și vă dați seama că ei au multe cursuri, plus că la unele nu știu cum pot să le facă cele care țin de instrument, de practică cu profesorul, bănuiesc că tot online, dar nu mai spun că sunt orele acelea de grup, fără socializarea asta. Între colegi, spuneați foarte frumos despre Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, care este, să spun așa, o clădire somptuoasă, cu săli frumoase, care, într-adevăr, în momentul când ai călcat pe treptele acelea, îți generează așa o stare de seriozitate, de respect față de ce se întâmplă acolo. În momentul în care ai în față un calculator și poate, știu eu, ești în bucătărie, ești în dormitor, ești unde fiecare pe unde apucă să studieze. Nu mai vorbim de studiul instrumentului, studiul muzical, care una e să o faci într-o sală, poate cu o acustică, și una e să o faci acasă, știu eu, poate cineva, un frate sau o soră este în altă cameră, face matematică, tu faci muzică, poate un părinte lucrează la fel și el în casă, sunt situații și situații, sau știu, mama gătește în bucătărie. Nu toată lumea are spațiu foarte mare și e greu de acomodat. Dar la un moment dat vine saturația aceea de online. Știu că, vă spun asta, am mai întâlnit-o și în alte părți. Vreau să vă întreb dacă ați simțit asta și dacă ați simțit-o, cum ați încercat să atenuați oarecum? Cunosc problema instrumentiștilor pentru că le predau. Deci am 2 ani de instrumentiști, anul 1 și anul 2, cu un număr foarte mare de studenți, sunt aproape 70 și într-un an și în celălalt. Îi înțeleg. Au studiat 12 ani la un instrument, au avut examene, au avut olimpiade, au avut concursuri dificile, poate și în exterior, la care au luat premii. De obicei le cer și câte un CV în anul întâi. Vreau să știu cu cine lucrez, vreau să știu nivelul. Și mă doare sufletul când văd că ei s-au pregătit pentru o viață concertistică și acum sunt nevoiți să studieze pentru sine sau pentru ieșiri camerale, eventual cu mască, cu asigurarea, bineînțeles, a condițiilor de reguli impuse de sănătate. Deci acestea toate sunt foarte, foarte dificile, spații închise sau deschise, distanțare socială și toate acestea lasă niște urmări, dar tocmai pentru faptul că eu le ofer muzică în cea mai bună interpretare, eu sper să le mențin atenția trează și cu niște lucrări monumentale, deci simfoniile aduc de cele mai multe ori, deci ei văd mari orchestre, mari dirijori, mari interpreți și lucrări, celebre lucrări de referință.
încerc să le adorm această frustrare și în măsura în care pot, fac și în, mă căznesc să nu mă îmbolnăvesc, să nu lipsesc de la niciun curs. Deci ei să știe, un orar scrie ora 10, la ora 10 fără 5 minute deja văd că se pot conecta. Deci acolo sunt și până în ultima clipă le mai pregătesc. Deci eu un fundal, deci am deja materialele pregătite, să trebuiască să fac doar un share screen și imediat intrăm în lumea muzicii. Excelent, luptăm excelent. Cum putem, dar într-adevăr pentru ei este dificil. Pentru ei este dificil acest lucru. Sper să treacă, deci să folosească timpul cât pot pentru a studia. Măcar internetul le poate oferi fiecăruia un exemplu pe YouTube. Deci există mari interpreți, mari dirijori și să vadă exact și gestică, plus cu profesorii, acum cu derapajele programului. Da? Deci există o concordanță mai slabă dintre sunet și imagine. N-ai ce să faci, astea sunt condițiile, dar să păstreze legătura. Deci asta este important. Trecem și peste, să fie o perioadă de acumulare. Trecem peste greutăți. Excelent. Continuăm seria de întrebări. Dacă mai aveți tot așa din partea studenților dumneavoastră întrebări sau știu eu, comentarii pe care credeți că e bine să le punem și în fața telespectatorilor noștri. Nu, m-am bucurat când am văzut că toate lucrurile s-au derulat în mod organizat. Deci, practic, s-au de la bun început s-au impus niște reguli pe care, vrând nevrând, oficialitățile de la noi au fost și foarte atente, le-au pus în vigoare. Deci, în mod normal, un om care respectă aceste reguli ar trebui să parcurgă fără îmbolnăvire această perioadă. Probabil există și neșansă, există și întâmplare, dar de cazuri grave printre studenți nu am auzit. Asta este partea bună a organizării. Am fost puși la curent și prin faptul că părinții uneori pot să fie un factor perturbant, da? Pentru că nu sunt destul de atenți sau nu știu să explice copiilor. Statul nostru i-a ajutat și pe părinți, pentru că a avut dreptul unul dintre ei să rămână acasă cu copiii care studiază. Deci să poată supraveghea. Din păcate, nu toți părinții sunt dispuși să ofere copiilor lor atenția cuvenită. Asta am observat-o și mai de mult. O tendință de a cocoloși copilul. Vai să nu învețe cumva prea mult. Oare nu? Părintele este aici un pic de vină pentru că nu-și face timp să-l asculte? Eu și acum mai țin minte, tata pe mine dimineața m-a ascultat din poezie. Deci asta era treaba lui. El avea ore mai târziu, mama era plecată la servici, dar mă asculta din poezie. În rest nu s-au implicat în învățarea mea. Dar astăzi copiii, de ce nu învață poezie? Am rămas foarte surprinsă când am depredat romantismul și le vorbesc de studenților despre romantici, mari scriitori, poeți, compozitori, pictori și ne vorbesc despre Eminescu și voi știți Scrisoarea a treia. Foarte puțin și nu știu să recite. Dar este permis așa ceva? Din ce cauză s-a scos memorizarea din școală? Eu consider că este o mare greșeală. Cineva a avut o idee dezastruoasă să nu le dezvolte memoria copiilor. Așa îi frustrez și de la limbaj și de la o imagine poetică.
Care a fost scopul? Nu pot să-mi imaginez. Noi am avut foarte multe poezii de învățat pe parcursul anilor și să știți că le mai știu. Ei, studenții rămân foarte surprinși când le recite din Scrisoarea a treia, când le recit din Alexandrii. Este absolut de neînțeles de ce nu se mai învață exact cât ar trebui. Și cântece. De ce nu se mai face cor? De ce li se pare tuturor că o activitate corală ar putea încărca programul copiilor? Nici vorba, le place să fie împreună, le place să cânte împreună. Deci, de ce să le iei ceva ce face parte din viața lor? De ce se scutesc copiii de la educație fizică? Ei au nevoie de mișcare ca de aer, ca de oxigen. Pe ei mișcarea îi face îmbujorați la față, le face un corp frumos și armonios, le dă poftă de mâncare din aceea sănătoasă, nu pentru dulciuri și pentru alte prostii, ci pentru, exact pentru o alimentație sănătoasă. Le dă o condiție fizică, poftă de viață, mens sana in corpore sano. Noi așa am fost crescuți, excursii, ieșiri. De ce nu se fac? Deci, practic, este o falsă impresie că un concediu trebuie să fie odihnă, deci să stai și să nu faci nimic. Dolce far niente. Nu sunt deloc de acord. Până poți umbla, trebuie să vezi orașul, țara, lumea, să ieși în natură, să faci un sport, oricare îți place ție, numai să faci ceva, să ieși. Și acum, uite, a fost sporturile, deci a fost iarnă, a fost. M-am bucurat să văd lumea la schi. M-am bucurat zilele trecute să văd patinaj artistic. Este absolut de admirat ce se poate face și iarnă. Nu trebuie să stai acasă, în fața unui ecran. Trebuie să ieși, să asculți natura, să vezi, să asculți, acum uite cum vine primăvara, să-ți placă să asculți ciripitul păsărilor, deci să faci parte din lumea din care, pe care a fost, care a fost creată pentru noi, nu? Și noi pentru ea. Deci ar trebui să existe o armonie. Deci noi să iubim natura și natura să ne primească în sânul ei. Nu sunt lucruri inventate de mine. Jean-Jacques Rousseau a lansat această idee înainte de Revoluția franceză, da? De întoarcerea în natură. Ar trebui să ne gândim mult mai des la asta, să o respectăm, da? Deci să lăsăm curat, frumos în urma noastră, ca o amintire frumoasă să rămână întotdeauna la plecare și să ne simțim eliberați de toate grijile atunci când evadăm în mijlocul ei. Aș vrea să iau câteva din punctele pe care le-ați menționat și să mai discutăm puțin în detaliu legat de poezie. Copiii, de fapt, nu mai sunt încurajați să învețe, să recite sau să învețe pe de rost și alte lucruri, de exemplu, formule matematice și alte, știu eu, tot felul de cunoștințe din acestea pe care noi le foloseam cu mulți ani în urmă, le învățam pe de rost, da, vorbim și de poezie și de, inclusiv numele de telefon. Gândiți-vă câte numere de telefon știam noi pe de rost înainte. Da? E, acum, datorită tehnologiei, practic când totul este la un click distanță, se încurajează accesul acesta în IT, în tehnologie, se spune client server, practic toată informația este undeva localizată, îi se spune acum în cloud, dar practic o resursă dintre aceasta fără limită, da? Poate fi oriunde, în mai multe, să spunem, țări și chiar în mai multe locuri, iar tu ca utilizator nu ai nevoie să ții minte nimic sau un citat sau dacă ai nevoie, pur și simplu vrei o melodie să o asculți, te duci pe YouTube și dai un search și practic totul vine instant. Vrei să afli informații despre cineva, te duci acolo. Vrei să înveți o formulă matematică, vrei să vezi o poezie, să asculți o poezie automat. Deci, practic, local nu se mai încurajează stocarea de informații. Local însemnând aici, în creierul meu, în mintea mea.
Iar tot timpul vei fi dependent de o resursă externă. Asta este explicația și asta practic copiază ceea ce noi numim în tehnologie relația aceasta client-server. Serverul este acel loc unde se află toate informațiile, eu sunt clientul. Practic, local nu se află nimic și sunt total dependent de resursele din afară. Cu alte cuvinte, dacă mă voi afla vreodată undeva și nu voi avea telefonul mobil la mine, voi fi sortit pieirii în viitorul apropiat, pentru că nu voi mai avea acces nici la hartă, deci nu o să mai știu să mă orientez. Gândiți-vă că pe vremuri nu exista GPS și aveam o abilitate de a ne orienta, de a ține minte locurile, da? Sau, știu eu, eram obișnuit să căutăm, să învățăm, să reținem oameni, nume de oameni. Acum totul se poate găsi la un click distanță. Cu alte cuvinte, creierul omului, creierul copilului, încetul cu încetul se atrofiază pentru că exercițiul acesta al memoriei nu mai este pus la lucru. Și totul vine în afară. Cu alte cuvinte, o parte din ceea ce ar trebui să fie la mine în creier este undeva în spațiul acesta. Și asta e o mare problemă din punct de vedere a generațiilor care urmează. Asta e o explicație pe care vă dau eu ca și om al tehnologiei, ca un promotor al tehnologiei, pentru că ceea ce am văzut și practic ceea ce am trăit în lumea aceasta al calculatorului și trăim în continuare, este practic vizibil acum în lumea noastră reală. Nu mi se pare normal. Oamenii nu vor mai ști să se conducă singuri atunci când vor fi lupt de tehnologie. Luați un copil crescut în mediul acesta, tăiați-i toate resursele, calculator, telefon și internet și o să vedeți că nu va ști să se descurce. Și asta e o mare problemă. Da, este o problemă, dar eu nu sunt așa de pesimistă. Sunt convinsă că în fiecare copil și în fiecare adult, în caz de forță majoră, se vor redeștepta niște învățături. Văzute acasă, la bunici sau la școală, la profesori. De aceea am foarte mare încredere în educație. Am foarte mare încredere în a nu lăsa pe copil tot timpul de capul lui. Nu este un serviciu pe care îl faci cocoloșindu-l și lăsându-l doar să facă ceea ce vrea el, deci încurajându-l să nu cumva să intrăm în sfera sufletului lui, să nu devină prea obedient, prea ascultător. Nu cred că este bine acest lucru. E mai bine să stabilești o relație, un echilibru. Horațiu spunea de aureo mediocritas. Nu se referea deloc la o mediocritate, să rămâi pe jumătate cultivat, deci pe jumătate doct, da, un semidoct. Nu despre asta este vorba. Este vorba să cauți calea de aur de mijloc. Și sperăm că așa va fi. Îți dezvolți abilitățile tehnice, ar fi o mare greșeală să nu ți le dezvolți. Și la instrumente, de pildă, la pian. Deci, la un moment dat, trebuie să ajungi la un automatism ca să poți interpreta piese foarte, foarte dificile. Dar mintea trebuie tot timpul stimulată. Cu noi și noi informații. Deci, trebuie să ai o sete de a cunoaște. Și trebuie să-ți placă ceea ce faci. Deci în viață trebuie să-ți faci și mici bucurii. Deci bine, îți vezi de meserie, de obligații. Să știți că așa ceva mi-am notat și nu vreau să uit să vă spun la ceea ce are în carieră un dascăl. Mi-am notat așa, viața înainte de pandemie, deci mi-am făcut așa o comparație, să nu uit cumva prin noi anul de gânduri și așa era. Era pe primul plan, bineînțeles, trebuie să fie profesiunea, centrată pe pregătirea studenților, cursuri, consultații, participări în comisii, deci aceasta ar fi. Mai cu cei performanți, bineînțeles, îi pregătești pentru examenele de licență, de master și chiar pentru examenele de doctorat. Deci astea fac parte toate din obligațiile noastre legate de profesiune. Acum,
Al doilea capitol în viața profesorului este cercetarea. Deci performanța personală ar veni, participare la simpozioane, publicații, concursuri pe post, abilitare, organizare festivaluri. Cunoaștem acestea. Acum ar urma și satisfacțiile legate de carieră. Da, ar veni concerte, spectacole, de operă, recitaluri, o viață muzicală intensă live. Deci aceasta a fost. Acum, pe lângă aceasta, dacă mai ai și o viață personală fericită, n-ai decât să te bucuri de ea și poți să o completezi și cu o viață sportivă pentru sănătate. Acum, viața unui profesor în pandemie. Profesiunea aceeași, dar mai complicată. Feedback slab, verificare cu probleme, da? Sunt anumite probe la care a trebuit să renunț. Da? Deci, probleme, probe dificile, deci de recunoaștere muzicală, dar în care ei puteau foarte bine să se informeze unii pe alții, deci eu nu puteam să am deloc o imagine clară asupra valorii. Deci a trebuit să inventez alte metode. Deci asta este verificare cu probleme, stabilirea ierarhiei cu un efort în plus pentru profesor și studentul eminent, vorbesc de cel bun. Deci ca să-l scot pe eminent exact pe postura lui, i-a trebuit să fac eșalonarea, deci să dau multe probe ca cel care nu este atât de bun, ci poate trage niște profituri de pe alte căi, i-a trebuit să îl diferențiez față de eminent. Ori pentru chestia asta eu a trebuit să-l supraîncarc pe eminent. Deci sunt niște probleme în profesiune. Acum, în domeniul cercetării, performanța personală, propria carieră a devenit pe planul secund. Pentru că problemele de transmitere a materialelor de studiat sau evaluarea solicită timp în plus. Iar în primul an am avut și întocmirea rapoartelor care să releve activitatea online a profesorilor, care iarăși a fost o activitate migăloasă. Deci, practic, și conducerea instituțiilor vreau să vadă care sunt profesorii pe care se pot baza, care sunt capabili să intre în această cursă și cei care, cu care va fi de lucru, deci care vor trebui separat instruiți. Cei mai mulți dintre noi ne-am instruit pe parcurs singuri, mai auzeai dintr-o parte, te mai uitai la un link pe YouTube care te informa. Bineînțeles, pentru asta trebuie să stăpânești limba engleză. Deci hai să zicem că am fost câțiva care ne-am afiliat din mers, dar au fost și profesori care nu au putut să facă acest lucru. Și atunci, pentru ei a trebuit o instruire în plus sau ei au continuat să trimită materiale foarte bune de altfel studenților, dar pe niște căi mai, deci WeTransfer a rămas, deci fără să aibă contact vizual cu studentul respectiv. Sunt puține cazurile adevărate, dar ele există. În practică am auzit că sunt chiar profesori care nu vor să învețe aceste lucruri și chiar împotriva lor s-a vehiculat ideea să nu fie nici plătiți pentru orele pe care nu și le țin. Nu pot să spun că sunt de acord. Sunt cazuri destul de rău. Dacă tu pretinzi unui copil să învețe sau unui tânăr să învețe, și tu trebuie să-ți faci datoria și să înveți odată cu el. Așa este. Trebuie să înțelegem și până la urmă că abilitatea asta de a folosi tehnica se dezvoltă și ea în timp. Ne-a luat poate prea tare din prima.
oameni care n-au folosit. Dumneavoastră ați avut avantajul și mă bucur că ați făcut lucrul acesta. Ați avut avantajul de a folosi tehnologia înainte, să știți, și spuneați de pregătirea slide-urile cu PowerPoint, da, și alte materiale pe care le foloseați. Unii profesori mai clasici, mai de modă veche, nu au avut nici acces, poate nici dorința de a învăța ceva nou. Și atunci au fost nevoiți să, știu, să facă ceva ca să poată duce clasa sau grupa de studenți mai departe. Până la urmă, cred că s-au găsit soluții, dar gândiți-vă că n-a fost ușor nici pentru dumnealui, nici pentru studenți, nici pentru studenți. Mai ales, gândiți-vă și la problemele acestea tehnice pe care apar. Și la noi apar, să știți. Nu, internetul este internet, până la urmă. Este o resursă care se poate opri când ți-e lumea mai dragă. Dar iată că, până la urmă, se mai deconectează, mai revine, dar trecem cu bine și peste treaba aceasta. Da, sunt problemele tehnice și să știți că nu trebuie deloc privite ușor, pentru că un laptop cu webcam performant care să te ajute în predare, toate costă. Ori nu toată lumea și-a putut permite. Deci eu sunt conștientă de aceste lucruri. Există acele platforme, programe, aplicații, acelea trebuie învățate de adevărat, dar iarăși revenim. Cele mai multe sunt în engleză, deci trebuie cunoscut limbajul. Se mai întâmplă, așa cum ați spus, conexiunea slabă la internet, care ne poate frustra exact când ne așteptăm mai puțin. Da, se întâmplă. Se întâmplă și în examen, și în examen de doctorat s-a întâmplat așa ceva. Deci am pățit-o chiar cu candidatul pregătit de mine. A trebuit până la urmă cu telefonul, deci el își susținea subiectul, deci prezentarea, proiectul de doctorat și comisia auzea prin Zoom-ul meu, deci prin programul meu susținerea. Și bietul student era, s-a ținut atâta de bine încât a reușit să treacă și peste faza aceasta. Lui căzuse total internetul, deci a fost se întâmplă exact în momentul cel mai important, poate, din acea perioadă. Acum, mai sunt niște aspecte particulare, interlocutorul virtual, lipsa comunicării vizuale directe, postura așa așezândă de pe care ați deplâns-o și dumneavoastră, stând prea mult și este chiar incomod. Putem avea la un moment dat și probleme circulatorii, deci ar fi foarte bine să ne mai facem niște pauze în care să facem niște exerciții. Ar fi bine fiecare, dacă și-ar putea permite să-și ia o bicicletă sau ceva din aceasta acasă, deci să compenseze în zilele foarte aglomerate, să mai poată face mișcare, măcar așa ceva, și între timp mai și învață. Deci pe bicicletă se mai poate și citi. Deci soluții din acestea absolut surprinzătoare, dar foarte practice pentru situația actuală. Și acum, ceea ce spuneam, ceea ce ne lipsește în comunicare, deci nu te poți uita în ochii interlocutorului, deci nu vezi efectele cuvintelor tale, nu conștientizezi, m-a înțeles, nu m-a înțeles. De multe ori mă uitam la studenți și observam și dacă nu se simt bine. Da? Deci observam, vezi, oare nu ai febră, oare ești în ordine, te pot ajuta cu ceva. Deci, practic, pe undeva profesorul în fața unui amfiteatru, în fața unui, unui curs, se poate apropia mai mult de sufletul unui candidat, deci unui student. Momentul acesta pe care dumneavoastră îl aveți cu studenții în sala de curs nu se compară cu nimic din ceea ce oferă tehnologia. La fel ca și la un concert, ați văzut. Una e să cânți în fața unui public și una e să cânți online. Nu se compară cu nimic.
Celibidache, de pildă, a fost multă vreme împotriva înregistrărilor. Îl cunoaștem, unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii și este dirijor al nostru, al naționalității noastre. Deci este chiar este de admirat profesionalismul său și el avea anumite rețineri. Astăzi chiar am ascultat o interpretare de-a lui, totuși s-au făcut integrale cu anumite creații simfonice, într-adevăr un rafinament al interpretării și presupun că el, toate acestea s-au făcut în concert, deci el nu era pentru înregistrările în studio, considera că se pierde foarte mult. Te ajută, dar nu egalizează, deci nu, așa nu ajung este. la același impact emoțional. Stimată doamnă profesor, ne apropiem de încheiere și aș vrea să concluzionăm tema noastră despre cursul online, despre experiența anului acestuia dificil pe care l-am trecut și probabil care va mai continua și mai departe. Aș vrea să, așa, din poziția dumneavoastră de om care a trecut aproximativ zilnic din experiența aceasta, că știu că și pe perioada vacanței ați avut de lucru, ați fost ocupați, așa că de asta am și zis că inclusiv vara profesorii au de lucru, au timp foarte puțin de odihnă. Din perspectiva dumneavoastră, aș vrea să trageți o concluzie și știu eu un gând așa de final pentru toți cei care ne urmăresc, fie că sunt studenți, elevi, părinți și, bineînțeles, alte cadre didactice. Aș dori să le transmit tuturor să iubească viața, să iubească libertatea, dar în limitele permise, deci în limitele creștinismului, în limitele bunului simț. Mai ales că ne apropiem cu pași grăbiți și de sărbători. Deci acest spirit de pentru empatie, pentru cei care suferă, pentru cei care au nevoie de noi, toate acestea să ne facă mai buni, mai perseverenți, mai puțin bătăioși, belicoși. Nu câștigi nimic distrugând, doar construind și menținând ce avem, să ținem cu dinții la ceea ce avem, pentru că nu suntem atât de bogați încât să ne permitem să fim risipitori. Ca noroc. Ca noroc. Risipa este ceva foarte, foarte, foarte urâtă. Deci să păstrăm, să avem grijă unii de alții, să avem grijă de cei mici, să avem grijă de cei mari și să avem grijă de noi și să ne știm bucura de tot ce ne oferă chiar și acest mod de viață. Așa de mult m-a bucurat când una dintre studente la rugămintea mea de a își exprima opiniile pro și contra în legătură cu învățământul online și-a adus aminte că datorită acestor programe am reușit să invităm trei mari personalități în domeniul semioticii muzicale și în domeniul retoricii muzicale, un mare interpret, pianist, care să ne susțină din experiența lor un curs din acesta master. Și a adus aminte. Acest lucru a fost în decembrie, deci a trecut timp de atunci și și-a adus aminte. Deci să ne aducem aminte de tot ce ne înconjoară și ne place. Și să ne vedem sănătoși cât mai des. Anul acesta am spus că sunt foarte mulți compozitori aniversați. Așa că este posibil să ne vedem în prezența unei personalități etalon, de la care putem învăța. Mare drag, chiar vreau să spun telespectatorilor noștri că următoarea emisiune împreună cu dumneavoastră va fi despre să spunem, aniversările acestea pe care anul 2021
din la rezervă. E foarte frumos să aducem în atenția publicului celor care ne urmăresc aceste mari personalități ai culturii, muzicii. Și împreună cu dumneavoastră o vom face într-o emisiune viitoare. Eu vreau să vă mulțumesc pentru emisiunea din seara aceasta. A fost o întâlnire online și de data aceasta, să spunem, providențială. Vedeți că și de data aceasta tehnologia ne-a ajutat să stăm de vorbă și să vorbim așa din mai multe puncte de vedere despre experiența aceasta a școlii în mediul virtual. Stimată doamnă profesor, vă mulțumesc mult și vă urez succes în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și de asemenea vă urez un sărbători fericite, sărbătoarea învierii fericită împreună cu familia, cu colegii dumneavoastră și să aveți spor în tot ceea ce faceți. Mulțumesc foarte mult! La fel vă doresc și eu! Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost cu noi. Până data viitoare, vă spun la revedere!